Băi, gagicilor, ori vă emancipați, ori vrei să fiți egale, ori purtați gărzi în pula mea. Hotărăți-vă, vă rog eu, că sunt super confuz. Deci garda ce înseamnă în contextul de emancipare? Vă rog din inima mea, spuneți-mi. Dacă ți-ai pus gardă, cum să te tratezi? Ca pe o femeie sau ca pe o femeie cu zgardă? Ce înseamnă zgarda? E o chestie, deci trebuie mai mult să te tratezi ca o femeie sau mult, mult mai puțin? Sunt foarte confuz, niște gagici super drăguțele și cu zgardă și nu știu, e mai spre femeie sau mai spre zgardă? Nu știu încotro să-mi clin.